din a da cuvântul doamnei Ana Gladișeva. Este? Nu? Este. O să fac eu. Bun, vă rog. Un rezumat, dacă îmi permite. Sigur, sigur că da. Vă rog, doamne. Deci, domnul... Domnul Stăgalin, delegat de doamna Gladișeva, m-a delegat pe mine să fac această prezentare ca să fie cât mai scurtă. Eu să încerc să o fac ca să nu fie mai lungă decât rezumatul pe care l-a transmis dânsa. Tema o aveți în program, evenimentul din decembrie 89 în România, în reflectarea ziarului sovietice centrale. Lăsa la ceva un studiu pe baza a două oficioase, cel de partid Pravda și cel de stat Izvestia, care era organ al prezidiului sovietice suprem al URSS. Încearcă să vadă dacă există diferențe între cele două, modul în care au reflectat evenimentele din România, cele două oficioase, canalele prin care au pătruns în Uniunea Sovietică informații despre evenimentele din România. Primul canal a fost cel prin corespondențe pe care Uniunea Sovietică îi avea în România. Corespondenții Pravde, Izvestiei, folosesc în sprijin corespondentul de la Chișinău. În momentele de tensiune de pădurii de ce vrei trimit în România corespondenții de la Budapesta și Sofia, tocmai pentru a reflecta cât mai larg evenimentele, folosesc corespondenții TAS, era echipa cea mai puternică, aproape 4 corespondenți de presă. Alte canale sunt agenții de presă străine, la care recurg și cercetători și corespondenții sovietici. Cronica evenimentelor, la început destul de timidă și se vede că și derutată puțin, e reflectată în Pravda, cu destulă întârziere, am în vedere evenimentele de la Timișoara. După aceea, pe măsură ce evenimentele se precipită în România și în deosebi la București, unde se concentraseră și cei, cam toți corespondenții, informațiile transmise la Moscova devin din ce în ce mai complete. Declarațiile sau lor de poziție oficiale sovietice sunt reflectate, așa cum era firesc, în Pravda și Izvestia. Sunt comunicatele de regulă, comunicatele TAS sau corespondențele corespondenților transmise de ziariști acreditați la București. Un moment pe care îl relevă doamna domnișoara Gladășeva este și modul în care s-a informat în cadrul Congresului al doilea deputaților poporului al URSS, destul de, din observațiile proprii, se informează cu destulă întârziere, face remarca aceasta că însuși Gorbaciov nu dispunea în prima fază de informații exacte de la București. Este și motivul pentru care ambasadorul sovietic din București, care între noi nu era la post, era în Uniunea Sovietică, este însă și a trimis un raport complet asupra ceea ce se întâmplă în România. Și încă o remarcă a cercetătoarei noastre este că în luările de poziție ale lui Gorbaciov nu au fost reflectate informații exacte, așa cum s-ar fi așteptat din partea serviciilor speciale, respectiv KGB, Ministerul de GRU, Serviciul Armatei, și nici măcar ale Ministerului de Externe. Asta este un adevăr, fac și un mic comentariu. Informațiile au fost foarte, foarte lapidare, transmise de Gorbaciov
în ședințele care, la începutul ședințelor și la sfârșitul ședințelor Congresului Deputaților Poporului, mai ales sub presiunea deputaților din partea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Hatărâtă este unul dintre cei care a fost foarte vocal în timpul Congresului. Și o primă declarație, asta a fost la textului, o primă declarație a Sovietului Suprem în legătură cu evenimentele din România, n-a satisfăcut deputații din Republica Moldovenească, s-a cerut înăsprirea tonului față de ceea ce se întâmpla în România. Spre sfârșit, și asta este și finalul, și vă și citesc finalul, rezumat prietese, pornind de la studiul pe care de asta l-a efectuat, se poate spune faptul că se poate spune că reflectarea Revoluției Române în ziarele sovietice a fost având mai mult un caracter informativ și pe cât posibil veridic. Toate aceste informații îndoielnice care apăreau în corespondențele trimise din România au fost corectate pe parcurs. În general, în ziare, informațiile erau date sub forma unor buletine, unor relatări ai comportamentelor telefonice cu corespondenții, precum și pe baza unor articole de analiză proprie. După declarația oficială a Uniunii Sovietice, în legătură cu acțiunile din România, presa, începând din 23 decembrie, a trecut, presa sovietică, a trecut de la o poziție de neutralitate, și asta este adevărul, la început era o presă neutră, spre deosebire de presa din alte țări socialiste, deci a trecut de la poziția de neutralitate în reflectarea elementelor din România, la un sprijin univoc al insurgenților. În presă, tocmai în presă și de final, au fost puse probleme care preocupau opinia publică mondială în legătură cu, deci, la, care erau problemele. Ce s-a întâmplat în România, dacă a fost o revoluție, puci sau schimbare de elită conducătoare, cine s-a aflat în spatele schimbării regimului, de ce Ceaușescu și soția sa au fost executați în grabă, cine a tras în populația pașnică de străzile orașelor din România, care au fost motivele pentru care în zilele respective s-a exagerat numărul real al victimelor. Aceste întrebări și multe alte continuă să fie, să constituie o veche de spate în istoriografia română. Mulțumim! Ar fi fost extrem de interesant un dialog cu cât de atât foarte mare, dar ne grăbim și dăm